Emoții mari, dar și frumoase pentru studenții de la Academia de Arte, mai exact de la Departamentul Artă Coreografică și Dans. Aceștia susțin examenul de absolvire și noi am dorit să le fim alături, să vedem cum se descurcă. Așadar, să le ținem pumnii! Sigur că sunt foarte mari emoții și la pedagogi, în primul rând la absolvenții noștri. Azi este examen de licență la dansul scenei popular și la dansul clasic. Fetele se pregătesc, băieții se pregătesc în altă sală și noi sperăm că o să treacă cu brio. Fiecare an sunt diferite grupe, diferite studenți și fiecare curs are o deosebire a lor. Și anul ăsta se absolvează foarte frumos, foarte bun curs și mi-e jale că ei pleacă de la noi. Desigur, sunt emoții foarte mari pentru că am lucrat toți acești 4 ani pentru acest examen și iată, astăzi, în sfârșit, a venit și timpul lui. Departamentul de Artă Coreografică și Performanță Motrică, studenții dezvoltă aptitudini pentru numeroase stiluri de dans. Începem de la tarantela, acum care este, se repetă acum în spatele nostru. Sunt dansuri din Ucraina, sunt dansuri de caucaziene, sunt de diferite naționalități, Spania și sigur că dansul clasic, care este fundamentul dansului întreg. Viitorii profesioniști în acest domeniu trebuie să dea dovadă de un șir de calități bine conturate. Studentul, în primul rând, trebuie să fie înflăcărat. De arta coreografică, el trebuie să simte că asta e domeniul lui. Cred că caracter puternic, talent, sigur că și dorință. Dorință enormă de a învăța. Un student trebuie să fie în primul rând respectuos, să vină întotdeauna la pereche la timp, să vină încălzit, în formă, pentru că toți pedagogii cer de la noi forma neagră să fie. La examene avem o altă formă, băieții sunt mai în alte culori. Neapărat părul să fie întotdeauna prins, nu se permite să întârziem. Chiar dacă emoțiile își spuneau cuvântul, absolvenții au reușit să-și prezinte numerele artistice la cel mai înalt nivel. A fost o prestație destul de intrigantă, cu foarte multe mișcări și tehnic prezentate corect. Tema de acasă, noi am avut cu colegii de făcut un număr comun. Și pe lângă asta, deja fiecare cu montarea lui aparte. Astăzi, la tehnica dansului clasic, noi dăm bara și exerciții la mijloc. Totodată, la dansul scenic, astăzi am pregătit mai multe numere artistice a diferitor popoare și fiecare și-a ales un popor pe care îl reprezintă. Eu am fost ca un pic ajutor pentru ei. Emoțiile au fost pozitive, super. Prezentarea, adică, a fost destul de reușită. Prizele de sus, de exemplu, sunt un pic mai grele și probabil la ele și au fost câteva eșecuri, dar asta a fost ok. Avem unde crește, avem unde face o practică și avem spre ce tinde. Andrei este student în anul 3 și ne mărturisește că în dans se regăsește cel mai mult și speră că în viitor să cucerească cele mai mari scene. Stilul meu în care eu mă regăsesc e dansuri sportive. De mic așa s-a început și
Simt că asta este stilul în care eu mereu mă regăsesc, mă dezvolt, îmi caut puteri, motivații pentru succesele mari. Absolvând anul 4, Anastasia nu regretă alegerea făcută, chiar dacă uneori este greu, dar continuă să muncească. Noi ne-am ales o profesie destul de grea, care necesită în primul rând dragoste. Fără dragoste, din păcate, nu reușim în ea. Noi le dorim tuturor studenților mult succes și o vară cât mai productivă.